Făgăduința lui Dumnezeu din Zaharia este aceasta. Voi turna peste poporul meu un duh de îndurare și de rugăciune. În această seară ne vom confrunta cu una dintre cele mai îndrăznețe expresii din Biblie. Nu știu unde mai găsim una asemănătoare, dar este e atâta, atâta încărcătură în aceste cuvinte. În 1 Împărați, capitolul 17, cuvântul Domnului pare că explodează. Ahab este la curte, viața de la curtea regală aparent merge liniștită, dar în realitate nelegiuirea și apostazia să paseră adânc și roseseră măruntaele poporului lui Dumnezeu. Sub această aparență de liniște și de bine, cum se poate întâmpla și în viața unei persoane. Totul pare a merge normal, totul pare a merge bine, dar în realitate lucrurile sunt mult avansate uneori, sunt chiar trecute de hotarul răbdării lui Dumnezeu sau de hotarul posibilității întoarcerii unui om la Dumnezeu. Așa era la curtea lui Ahab. Tot ce își dorește omul nelegiuit este să fie lăsat în pace. Numai că acest lucru nu-l face Dumnezeu. Și din potrivă, pentru că el iubește poporul lui și pe un om, nu-l va lăsa în pace. Vă amintiți de rugăciunile cu care încheia un mare evanghelist seriile lui de prezentări? Doamne, pentru cei care te-au primit, dă-le pacea ta din ceruri. Pentru cei care nu te-au primit, tulburări, necazuri, neajunsuri, probleme, niciun fel de odihnă până nu se vor întoarce la tine. Nu ne da voie să moară în liniște. Și așa s-a întâmplat într-o zi, când în sala tronului, brusc, apare un om, Ilie Tijbitul, un locuitor din Galad, care nu pare a fi cunoscut, nu pare a fi de mare familie sau cineva din vremea aceea faimos. Este e un om aparent anonim, dar este foarte cunoscut în ceruri, în timp ce nu este cunoscut pe pământ. Mai sunt și astăzi astfel de lucruri. Am fost la o mormântare în România și cineva a spus despre cel decedat, zice, omul acesta nu a strălucit. N-a fost Așa. Îmi pare rău că eu n-am putut să rămân mai mult acolo, dar mi era sufletul plin câte aș fi avut să spun ca urmare a celor cuvinte. În ce nu a strălucit omul ăsta aș fi vrut să întreb? În arătarea în afară? În a fi slăbit sau aplaudat de oameni? În politică nu a slăbit? În nelegiuiri nu a strălucit? Într-adevăr a fost un om modest? Dar Biblia spune că un duh blând și liniștit e de mare preț înaintea lui Dumnezeu. E foarte strălucitor înaintea lui Dumnezeu, chiar dacă nu strălucește înaintea oamenilor. Și nu are nicio importanță lucrul acesta. Dar Ilie apare așa ca un fulger pe cer senin și rostește aceste cuvinte atât de pline de îndrăzneală. Uluitoare cuvinte. Ilie Tijbitul, unul din locuitorii Galadului, a zis lui Ahab, Viu este Domnul, Dumnezeul lui Israel, al cărui slujitor sunt, că, și acum urmăriți aceste cuvinte extraordinare, în anii aceștia, ani, nu va fi nici rouă, nici ploaie, decât după cuvântul meu, Vă puteți imagina ce șoc a fost acesta. Cei care l-au auzit și-au dat seama că un om ca el nu putea să pătrundă în sala tronului. De fapt, nimeni nu se știe cum a ajuns acolo, că a trebuit să treacă prin zeci de gărzi. Sulițari și cu arme, stăteau la toate colțurile, trebuia să treacă prin nu știu câte filtre ca să ajungă până în sala tronului. Și a ajuns acolo și i-a vorbit direct lui Ahab. Dar ca să auzi astfel de cuvinte, nu va fi nici ploaie, nici rău decât după cuvântul meu. A întors spatele și a plecat. Cu ajutorul lui Dumnezeu o să ne ocupăm de un aspect al credinței sau o să ne ocupăm de ceea ce înseamnă credința cu adevărat în relația ei cu Dumnezeu. Foarte adesea aud oameni care zic Dumnezeul folosește pe omul acesta. Am auzit pastori, pensionari sau frați referindu-se la ceilalți pastori, sau la conferințe, sau la uniuni, sau la biserică, spunând: frații mă folosesc, unde e nevoie frații mă folosesc. Am auzit cuvinte ca acestea. Noi suntem scule, unelte, știți? Și frații ne folosesc aici sau acolo, sau suntem unelte în mâna Domnului. Conceptul acesta nu este biblic. Dumnezeu nu lucrează cu unelte. Dumnezeu lucrează cu inimi de oameni, cu oameni. Dumnezeu nu lucrează cu scule, ci cu colaboratori. Biblia spune, noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu. Noi nu suntem o sculă moartă care nu știe ce face, e un ciocan, bang, 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 bat, cu el sau îl arunci într-un coș de gunoi sau... și el nu știe ce e cu el. Nu! Biblia spune, noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu. Asta e o mare diferență. Noi ar trebui să ne dăm seama că avem o răspundere în fața lui Dumnezeu și că stă pe umărul nostru o lucrare sau alta. De frate, ce o vrea Domnul? Știu eu care o fi planul Domnului. Dar planul tău care ar fi pentru această situație? Ce propunere ai avea? Ce crezi că ar trebui făcut? Frate, după mine ar trebui făcut așa, dar Domnul poți să știi? Ilie a văzut groaznica apostazie a lui Israel. A văzut că timpurile roditoare care au fost acolo, belșugul de la Dumnezeu care a fost peste ei, harul lui Dumnezeu în atâtea feluri, n-a putut să smulgă din inima acestor oameni nici recunoștință și nici mulțumire. Și oamenii aceștia s-au îndreptat spre idolatrie și au început să se închine făpturii în locul făcătorului. Atunci Ilie a luat inițiativa a venit în fața Domnului și a spus, Tată, e nevoie de o secetă de trei ani jumate. Dar nu secetă obișnuită, ci o secetă în care să nu cadă nicio o picătură, nici de rău. Poate poporul tău se va trezi din uscăciune aceasta cumplită, dacă nu s-a putut trezi din belșugul pe care l-a vărsat Dumnezeu peste el. Fiindcă Biblia spune, Dumnezeu vorbește când într-un fel, când într-altul. Și ar fi bine pentru noi să luăm seama la mesajul lui Dumnezeu și la Cuvântul Lui atunci când El se revarsă asupra noastră în binecuvântare. Este un prea mare risc să trecem cu vederea să considerăm că ni se cuvine, să nu sesizăm, să nu auzim glasul lui Dumnezeu care ne vorbește în pâinea de pe masă și în paharul cu apă pe care îl avem. Nu va fi ploaie decât după cuvântul meu. Și Dumnezeu i-a garantat acest lucru. El a venit în fața regelui și în fața națiunii ca un om pe care îl durea sufletul pentru decăderea aceea. Erau atâția acolo. Nu a tulburat pe nimeni starea aceea de lucruri. Izabela domnea în țară și tot ce ținea de Dumnezeu fusese șters sau distrus sau distorsionat. Era o confuzie teribilă. Oamenii nu mai știau în cine să creadă. Nu mai știau sigur dacă Dumnezeu e Dumnezeu sau dacă Baal este Baal. Nu, nu știau. Ulterior, când Ilie s-a adresat pe munte, până când schiopătați voi de amândouă picioarele? Dacă acesta este adevărul, dacă acesta este Dumnezeu, urmați-l, dacă nu este, urmați-l pe bal. Era o confuzie teribilă în țară și nimănui nu-i arde inima. Nimănui nu-i arde inima. Toată lumea se roagă în continuare pentru timpuri prospere, pentru pace, pentru liniște cât mai multă. Uneori acestea nu mai fac bine. Este cazul și vin timpuri în care Dumnezeu trebuie să-și retragă mâna. Ca dacă nu i-am observat prezența, în toate binecuvântările să-i observăm lipsa. Și poate așa ne vom trezi. Nu va fi nici ploaie, nici rouă decât după cuvântul meu. Dumnezeu așteaptă ca tu să vii înaintea Lui și să iei inițiativa. Să-i spui, Tată, cred că ar trebui să se întâmple cu tare lucru te rog, lucrează cu poporul acesta. Și Dumnezeu i-a garantat lui, i-a dat mână liberă, i-a dat putere, autoritate. Cuvântul acesta este destul de serios. E ușor să citim aceste vorbe aici. Dar ca un om să vine și să stea în locul lui Dumnezeu, înaintea acestui rege, ca și cum Dumnezeu ar fi vorbit, acest lucru nu este ușor. Dar așa a fost. După cuvântul lui a fost secetă și tot după cuvântul lui a fost ploaie. Vă amintiți după marea jerfă de pe muntele Carmel? I-a spus în și merge acasă că se aude vuie de ploaie. Și Ahab a înhămat caii, iar el s-a urcat pe vârful muntelui și spune Biblia, s-a plecat cu fața între genunchi și a început să se roage lui Dumnezeu să trimită ploaie. Ploaia a venit ca urmare a rugăciunii Lui. Să nu gândim că lucrurile merg oricum. Nu merg oricum. Nu e totuna dacă ne rugăm sau dacă nu ne rugăm lui Dumnezeu. Nu este totuna dacă ne încredem din toată inima în Dumnezeu sau nu ne încredem în El. Nu este totuna dacă ne asumăm o răspundere sau nu ne asumăm nicio răspundere. Suntem comozi, să zicem, astăzi. Nu este același lucru. Nu vine nimic de la sine. Doamne, acum poporul a zis, Domne, adevăratul Dumnezeu, urmează ploaia. Acum nu urmează ploaia. Urmează rugăciunea pentru ploaie. Și urmează rugăciunea cu credință pentru ploaie. Urmează o încredere neclintită în Dumnezeu. Urmează să pledeze cineva cu Dumnezeu și să-i spună, Doamne, numele Tău este în joc, nu numele lui Ilie. Ei pe Tine te-au ales. Și spune cuvântul cum acolo, în lupta lui extraordinară, capitolul 18, versetele 41 la 46, Ilie, pe vârful muntelui, plecându-se la pământ, se așează cu fața între genunchi și spune slujitorului său, suiete și uite-te înspre mare. Slujitorul s-a suit, s-a uitat și a zis, nu este nimic. Ilie a zis de șapte ori, du-te iarăși. Doamne, păi dacă eu mă rog și tu nu răspunzi, ce să fac? Da, am zis, m-am rugat odată, m-am rugat de două ori, ce să mai fac? No. De șapte ori. De șapte ori trimite slujitorul, de șapte ori pledează cu Dumnezeu, de șapte ori își pune toată încrederea că Domnul nu va dezonora numele Lui. A șaptea oară slujitorul a zis, iată că se ridică un mic nor din mare ca o palmă de om. Ilie a zis, suiete și spune lui Ahab, înhamă și pogoară ca să nu te oprească ploaia. La cuvântul meu. Când Ahab l-a întâlnit pe Ilie și i-a spus, tu ești acela care nenorocești pe Israel? Să știți că vorbea niște cuvinte adevărate el, Ahab. El s-a referit la faptul că Ilie este cel care reține ploaia. Și așa era. Dar nu în sensul în care înțelegea Ahab. Ilie i-a spus, nu, 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 aceasta e nenorocire. Nenorocire este idolatria pe care tu ai adus o asupra poporului. Seceta aceasta și uscăciunea aceasta, asta e mare binecuvântare va face mai bine poporului acestuia decât i-a făcut ploaia și tot harul pe care Dumnezeu l-a vărsat peste el. Frați iubiți, trebuie să ne trezim din letargia aceasta noastră, în care credem că ne găsim la bordul unei bărci. Așa este și comparată biserica cu o corabie. Noi suntem la bordul ei și pe corabie ce facem? Păi decât întreținere, măturăm, spălăm, mâncăm, ne culcăm, altceva ce să faci pe o corabie? Nu! No. Biserica lui Dumnezeu este angajată într-o lucrare imensă în fața oamenilor și în fața Universului întreg. Dumnezeu așteaptă ca oameni din poporul lui Dumnezeu, copii și tineri și în vârstă, să ia inițiativa, să vină înaintea Domnului și să spună, Doamne, am un plan! Uite, am o problemă care în viața mea nu funcționează. Sau în viața cuiva, drag al meu, nu merge acest lucru. Te rog pentru cu tare lucru. Și Dumnezeu va interveni. Domnul dorește să împartă cu noi puterea Lui. El nu vrea să facă lucrarea singur. El putea să comande această lucrare. Dar nu. Biblia spune, noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu. Aceste cuvinte ar trebui să ne trezească mintea sănătoasă, după cum spune Biblia, și să ne dăm seama câte ocazii au fost pierdute din acest motiv. Câtă pasivitate, câtă închistare a fost, câtă întunecare, câtă indiferență criminală la un moment dat față de lucruri în care am fi putut să intervenim. Oh, sunt eu păzitorul fratelui meu, e treaba mea aceasta, treaba lor. Nu! Ilie putea spune, Doamne, eu sunt credincios, îmi văd treaba. Treaba lor. Și ei au Biblie. Tot Israelul are Biblia, știi, citesc și acolo. Și ei știu ce e bine și ce e rău. Nu. Cine iubește poporul lui Dumnezeu, cine iubește lucrarea lui Dumnezeu, el nu poate să stea cu mâinile încrucișate. El va sta înaintea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu îi va da puteri. Când el a spus Bisericii lui: Rămâneți încetate până veți primi putere de sus, s-a referit nu numai la puterea Duhului Sfânt cu care ei au făcut toate acele lucrări, ci și la autoritate. Mare autoritate. Dumnezeu împărtășește autoritatea lui cu Biserica lui. Cu toți aceia al căror Spirit este una cu Duhul lui Hristos. Aș vrea să citim una dintre cele mai frumoase cuvinte pe care le-am găsit vreodată, scrise undeva din Cartea Hristos, Lumina Lumii. Vă rog să ascultați cu atenție mare și să discernem aici unde vrea Dumnezeu să meargă cu noi, ce așteaptă El de la noi. Cum va sfărâma Dumnezeu pasivitatea noastră sau moartea în care zăcem noi în ce privește lucrările sale. Orice ascultare adevărată vine din inimă. Aceea este singura ascultare adevărată. Hristos a lucrat în felul acesta, adică din inimă. Tot ce a făcut, a făcut din inimă. Și dacă consimțim, fiți, vă rog, foarte atenți, dacă consimțim, El se va identifica cu gândurile și țintele noastre. Ai vreun gând? Ai vreo țintă? Dacă consimt să colaborez cu Domnul Hristos și pui în fața lui gândul acesta și ținta aceasta, vă rog să urmăriți aceste cuvinte mai departe, se va identifica cu gândurile și cu țintele noastre în așa măsură încât va lega inima și mintea noastră cu voința sa. Ce însemnează ca inima și mintea să-ți fie conectate cu voința lui Dumnezeu? De unde primim noi curent electric aici? Am putea să avem un generator aici în adunare care să scoată fum gros, să tușim tot, să învârte ceva, să facă ceva lumină aici. Am putea să avem niște lumânări sau niște feștile, să numeau în România, sau găzoi, îi mai zicea la unul, sau lampă cu petrol sau cu motorină. Sau... Am putea avea fel de fel de iluminări aici. Și cum ar fi? Iar acum suntem conectați la marea putere. Curentul aici cred că vine de la Hoover Dam. Cei care ați văzut Hoover Dam, barajul acesta teribil, amețești. Amețește cu tremuri. Am fost în sala mașinilor și am ascultat cu tremuri de pământ pe care îl produce căderea apei. Îți este frică să întârzii acolo. Așa puteri nemai pomenite. Se dezlănțuie în locul acela și produc curent. Este una să fii conectat la tăciunii tăi, deci, în Biblie, umblă în lumina tăciunilor lor, și alta este să fii conectat la voința și la puterea lui Dumnezeu. Asta se întâmplă. Este o diferență colosală. Uitați ce scrie mai departe aici. Inima va fi legată și mintea noastră cu voința Sa. Astfel, atunci când ascultăm de El, vom împlini propriile noastre îndemnuri. Ce înseamnă aceasta? Eu și soția mea avem un singur card la bancă. Noroc că nu avem nimic în el, dar dacă am avea în el, să zicem, ceva, nu știu ce bani, oricare dintre noi ar avea acces oricând acolo. Dumnezeu și noi, El vrea să facă o lucrare cu noi, împreună cu noi și ne dă nou acces ne dă nou acces la rezervele cerului. Biblia spune, voi deschideți gazurile cerurilor pentru voi. Ne dă putere, ne dă iluminare, ne dă autoritate. Acest lucru nu este de mică importanță. Și noi ar trebui să nu rămânem în această copilărie a credinței, în care ne lăsăm duși în cărucior sau legănați, adormiți, treziți, hrăniți cu lingurița și așa mai departe. Deci, nu mai fiți copii la minte fraților, ci oameni mari, oameni maturi în Hristos. La aceasta suntem noi chemați. Până acolo se identifică ființa omenească ce consimte să se conecteze cu voia lui Dumnezeu, încât propriile lui îndemnuri și impulsii sunt voia lui Dumnezeu. Este extraordinar lucrul acesta. Voința înnobilată și sfințită. Își va găsi cea mai mare plăcere în slujirea lui. Dacă îl cunoaștem pe Dumnezeu așa cum avem privilegiu să-l cunoaștem, viața noastră este o viață de continuă ascultare. Prin aprecierea caracterului lui Hristos, prin comuniunea cu Dumnezeu, păcatul va ajunge pentru noi ceva odios. Nu prin a strânge din dința, au, oh, să nu fac cu tare lucru, să nu zic cu tare lucru. Hai să te stăpânești azi și mâine și poi bine, hai să faci mai rău decât în trei zile la un loc. Dar, prin aprecierea caracterului lui Hristos, prin comuniunea cu Dumnezeu, păcatul va ajunge pentru noi ceva odios. Atunci, până atunci nu, Până atunci, păcatul e încă ceva dulce, plăcut, de la care te abții să nu-l faci. Dar prin comuniunea cu Dumnezeu și prin cunoașterea și aprecierea caracterului Domnului Hristos, păcatul devine ceva odios. Moise a primit o însărcinare de-a dreptul teribilă din partea lui Dumnezeu. Cine poate să-mi spună ce, care a fost însărcinarea pe care Dumnezeu a dat-o lui Moise în lucrarea aceea extraordinară? Ia să, dacă cineva răspunde, este, va fi deosebit de apreciat. Ia să vedem noi. Care a fost lucrarea pe care Domnul a dat-o lui Moise în, în acea teribilă încreștare? Cine poate să-mi spună? Da. Bine, asta e adevărat. Asta era lucrarea de făcut. Dar lui, ca om, ce misiune i-a dat în această împrejurare? Care era poziția lui vis-a-vis -vis de faraon? Uite răspunsul aici. Uite răspunsul aici. Mi-e și frică să citesc. Dar trebuie să citim. Ascultați, Exod capitolul 7, versetul 1. Domnul a zis lui Moise: Iată că te fac Dumnezeu pentru faraon. Fratele tău, Aron, va fi prorocul tău. Nu este așa că simți, simți un, 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 fior în suflet. Auziți să ia un om, ia un om, ce vine încoace. Te fac Dumnezeu pentru faraon. Noi citim în Biblie. Așa am studiat aici împreună. Pentru cei credincioși, spune Domnul Hristos, cel ce va birui, va ședea cu mine pe scaunul meu de domnie. Dar făgăduința aceasta nu este numai a viitorului. Este a prezentului. Noi suntem astăzi chemați să domnim cu Domnul Hristos în Univers. Fiecare în lucrare la care am fost chemați. Noi suntem numiți de Biblie o seminție împărătească. Un neam de preoți. O preoție împărătească. Un neam ales. Suntem astăzi numiți de Dumnezeu așa. Apostolul Pavel spune, Dumnezeu ne-a așezat în locurile cerești în Hristos Iisus. atunci de ce se comportă vulturul ca o găină care scârmă în gunoi, care mănâncă boabe prin curte împreună cu găinile? Găinile au tot dreptul să fie așa, fiindcă sunt găini. Dar de ce se comportă un vultur așa, care ar trebui să fie în înălțimile cerului? Pentru că poate niciodată n-a cunoscut planul lui Dumnezeu cu el, nici ce a investit Dumnezeu în el, Aseară am fost la televiziune aici, la Loma Linda, împreună cu fostul președinte al conferinței noastre, și a fost o emisiune foarte frumoasă. O să o vedeți în luna decembrie, cândva. Și, între altele, s-a discutat care este condiția primordială pentru ca un om să poată să săvârșească lucrările lui Dumnezeu, să poată ajuta o lume. Și s-a spus, condiția primordială este să cunoști această lume. Dacă nu o cunoști, nu poți să o ajuți. Medicul studiază întâi radiografiile, studiază analizele, studiază simptomele și după aceea trage concluzii și operează. Nu s-a întâi și operează și după aceea vede ce a făcut. A tăiat nervii omului. Nu. Nu poți să ajuți o lume dacă nu o înțelegi. Era primul aspect. Dar al doilea aspect extraordinar, care a fost adus aseară în discuție acolo, a fost marcat de fostul președinte. Însul este astronom, mare astronom. Și ne-a spus că primul efect pe care astronomia l-a avut asupra lui, de ce m-a ajutat când am văzut prin telescoape galaxii și sisteme și ce se întâmplă în acest univers. Astronomia m-a ajutat să-mi dau și eu seama de proporțiile mele. Cine sunt eu? Sunt numai un mic fir de praf, care locuiesc pe un alt fir de praf numit pământ. Asta e tot! Știți că înainte, lucru pentru care Nicolaus Copernic și Galileo Galilei au plătit preț teribil, omenirea în vremea aceea gândea că pământul este centrul universului. De unde vă închipuiți că a izvorât această concepție? Ce credeți? Din astronomie a izvorât așa ceva? De mândrie a izvorât așa ceva. De mândrie. I-am spus președintele astea, domnule, ar trebui ca biserica să învețe astronomia aceasta. Noi toți ar trebui să înțelegem că nu suntem noi centrul Universului. Spunea dumnealui, după ce s-a demonstrat că Pământul nu numai că nu e centrul Universului, este un mic fir de praf care se învârte în jurul unui alt fir de praf numit soare, care toate la un loc sunt un fir de praf într-o parte a marei galaxii calea lactee. Nu poți să ajuți o lume doar dacă înțelegi acea lume, ci e nevoie neapărat să înțelegi cine ești tu, care sunt proporțiile tale, ca să știi câtă trebuință ai de ajutor, că dacă te crezi centrul universului și crezi că totul se învârte în jurul tău, sigur că atunci toți ceilalți au nevoie de tine, tu nu ai nevoie de nimic, nu duci lipsă de nimic. Dar mai mult decât atât, aceasta, departe de a fi o solie care să minimalizeze ființa omenească și darurile pe care Dumnezeu le-a dat, departe de a fi așa ceva, zice, astronomia mi-a arătat cine este Tatăl meu, cine este Mântuitorul meu, Creatorul acestor lucruri. Este Dumnezeu care voiește să împartă cu noi tronul Universului. Deci, va sta cu mine pe scaunul meu de domnie. Colosal lucru! Te voi face Dumnezeu pentru Faraon. Și la cuvântul lui, la cuvântul lui Moise, la toiagul lui întins, la rugăciunea lui, a răspuns natura, au răspuns fenomenele, a răspuns marea au răspuns popoarele. Iubiți frați, viața de credință nu este aceea de a fi un spectator. Credința nu este un mare televizor la care ne uităm și se schimbă imaginele și tot felul de eschibiții se întâmplă acolo. Nu. No. Noi suntem o priveliște pentru oameni, pentru lume și pentru îngeri. La venirea Domnului Hristos, El va încredința poporului Său mari responsabilități în univers. Cum vor prelua și cum vom prelua noi aceste mari responsabilități în Univers? Dacă noi ne-am dat înapoi de la niște lucruri elementare la care am fost chemați acum, cum vom conduce noi Universul împreună cu Dumnezeu? Dacă noi astăzi nu lucrăm împreună cu Dumnezeu, ci suntem într-o stare de pasivitate, de închistare, de răceală, de depărtare de Dumnezeu, dorim să fim purtați și duși refuzăm și renunțăm la a folosi mintea sănătoasă pe care Dumnezeu ne-a dat-o. Judecați voi! Judecați voi! Apelează Biblia. Bunul învățător, care este porunca aceea? Care e cealaltă? Cum scrie el, întreabă Iisus? Nu i-a dat răspunsul. Cum scrie? Ce citește acolo? Păi citesc așa, așa. Fă așa, asta e răspunsul. Știi, uite, îl ai. Toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Îndrăzniți, spune Domnul Hristos. Eu am biruit lumea. Iubiți frați, în epistola 1 a apostolului Ioan, capitolul 5, versetele 14 și 15, găsim care ar trebui să fie atitudinea noastră în rugăciune. Când cerem ceva de la Dumnezeu. Îndrăzneala pe care o avem la El, Mare îndrăzneală. Nu va ploa decât după cuvântul meu. Faraon, pocăiește, te va fi întuneric în țară dacă nu te pocăiești. Și a venit întunericul. A întins mâna și s-a făcut noapte imediat. Îndrăzneala pe care o avem la el este că dacă cerem ceva după voia lui, Voința noastră este conectată cu voința lui Dumnezeu. N-am cum să voiesc sau să doresc sau să-mi placă ceea ce Dumnezeu nu vrea, ceea ce Dumnezeu nu dorește, ceea ce lui Dumnezeu nu-i place, dacă voința mea este conectată cu voința Lui. Avem aceeași tensiune, avem aceeași frecvență. Suntem părtași la aceeași putere. Îndrăzneala pe care o avem este că dacă cerem ceva după voia Lui, ne ascultă. Ne ascultă. Și dacă știm că ne ascultă, vă rog acum să păstrați în minte aceste cuvinte, versetul 15. Dacă știm că ne ascultă, orice i-am cere, orice i-am cere, știm că suntem stăpâni pe lucrurile pe care i le-am cerut. Dacă o vrea Domnul să-mi dea. În realitate, aceasta este o expresie ale neviei noastre spirituale. Nu suntem gata să ne angajăm într-un efort sufletesc pe viață și pe moarte. Nu suntem gata să stăm înaintea lui Dumnezeu pentru ceea ce cerem. Ci cerem dar ca și când ne este indiferent dacă primim sau nu răspunsul. Dacă Dumnezeu ne ascultă, orice am cere, știm că suntem stăpâni pe lucrurile pe care i le-am cerut. Ilie a cerut ploaie și imediat s-a făcut stăpân pe ploaie, pe loc. Încă nu ploase, dar era stăpân pe ploaie. Și a spus lui Ahab în hamă și fugi că te prinde ploaia. Era stăpân pe ploaie, deși nu avea ploaie. Acesta este brațul credinței care se prinde cu putere de Dumnezeu. Acestea sunt cuvintele pe care le-a spus Domnul Hristos când a zis dacă cereți ceva să credeți că ați și primit acel lucru și îl veți avea. Dar noi ne rugăm și noi nu credem că vom primi lucrul cerut și ne comportăm ca niște îndoielnici. O fi sau nu o fi. Ba mai mult, punem la îndoială făgăduința lui Dumnezeu. Acest lucru nu este gratuit. A pune la îndoială pe Dumnezeu este egal, ca și în matematică, vă rog să subliniați acest lucru, a pune la îndoială pe Dumnezeu este egal cu a face pe Dumnezeu mincinos. Băi frate, îi povestești cuiva, uite s-a întâmplat cu tare lucru, hm. mă mir, se uită lung la tine și dă din cap, în sensul că nu vine să cred, nu spui drept, nu poate fi așa ceva. A de Dumnezeu însemnează a-L face pe Dumnezeu mincinos. Suntem chemați cu ajutorul Lui Dumnezeu să ne punem toată încrederea, toată încrederea noastră, în Dumnezeu, care nu-și va călca niciodată cuvântul pe care l-a dat. Și care stăm picioare astăzi, așa cum a fost întotdeauna. Suntem chemați înaintea lui Dumnezeu să fim părtași, împreună lucrători cu Dumnezeu. Nu unelte pasive, scule de folosit. Nu. Împreună lucrători cu Dumnezeu. Cu inițiativă cu cereri în fața lui Dumnezeu, cu un plan cu care venim la Dumnezeu. Și Duhul Său cel Bun și Sfânt ne va aduce totdeauna în acord cu marea voință a lui Dumnezeu. Marinar aspru, știți că și Biblia îi descrie ca unii care înjură și blestemă mă, teribile lucruri. Un astfel de om, în unul dintre porturi, a intrat într-o expoziție de pictură Cineva care îl cunoștea, îl priveam, și a zis, aș vrea să văd dacă e posibil ca Dumnezeu să miște chiar și o astfel de aspră inimă ca aceasta. Și a văzut multe tablouri până a ajuns în dreptul unuia care îl reprezenta pe Isus. A rămas acolo pe loc mult timp. S-a uitat s-a adâncit în sinea lui. La un moment dat, au început să-i curgă lacrimile. A căzut în genunchi. S-a rugat și a predat viața lui Dumnezeu. Cu Custodele expoziției care îl cunoștea, l-a bătut pe umăr și a spus, ce s-a întâmplat? Și el a zis, m-am uitat la tabloul acesta cu Isus. Am văzut multe tablouri cu Isus, Poate că nu e pictor care să nu-și fi pus penelul în slujba acestei imagini. Dar acest pictor, a zis el, care a pictat aici, pictorul acesta crede în acela pe care l-a pictat. uite te la trăsături. Acestea o izvoră din credința lui. E diferit de artiști. Acesta nu este un artist. Acesta este un credincios al lui Dumnezeu. Acesta crede cu adevărat în Isus. Biblia ne îndeamnă să îndrăznim. Să îndrăznim înaintea lui Dumnezeu. După cum copiii noștri vin la noi și ne spun, Tată, aș vrea cu tare sau aș vrea cu tare lucru. Unele lucruri le facem, unele le schimbăm cu altele, dar ei vin la noi. Și noi suntem chemați să facem același lucru cu Dumnezeu. Cu o îndrăzneală sfântă, cu încredere. Să ne apropiem cu încredere de tronul Harului. Să nu ne purtăm ca niște robi și ca niște fii. Ți-am slujit ca un rob. Nu. Eu am știut că ești fiul meu, n-am știut că ești robul meu. Ți-am slujit ca un sclav la porunci. Domnul vrea să dea culoare și frumusețe vieții noastre de credință. Vrea să ne vadă zâmbetul. Vrea să ne vadă încrederea în Dumnezeu. Vrea ca cei care ne văd să se întrebe și să-și dea seama, chiar fără cuvintele noastre, că ceva se întâmplă. O fetiță stă la rugăciune. Cu bunicul, cu bunica, cu părinții. Și în timpul rugăciunii zbucnește în râs. și bunicul și tata. Hei! ce acolo? Rugăciunea e sfântă! De ce râzi? Petița zice, e avea un frățior mai mic, câteva luni. Și odată ăsta mic se chinuia să prindă biberonul și în loc îl prinsese cu capătul celălalt. Și nu găsea deloc suzeta. Și se chinuia și ea l-a văzut. Și de ce râzi? Și ea spune, zice, i-am povestit Domnului cum a luat ăsta mic sticla de lapte și cu capătul celălalt și încerca să se hrănească și nu putea. Zice, și am râs amândoi, și eu și Domnul, am râs de ceea ce a făcut el. La aceasta ne-a chemat Dumnezeu. Avem un tată iubitor care a lăsat cerul să zâmbească, a lăsat natura să zâmbească la noi. Ce se mai poate vedea încă? Domnul să ne ajute să umblăm pe acest pământ ca niște copii fericiți ai lui Dumnezeu. Și el să fie cu noi toți. Amin. Să ne rugăm. Tatăl nostru bun și milostiv, Tu te-ai descoperit nou în Cuvântul Tău, nu ca un Dumnezeu înfricoșat, ci ca un Tată iubitor. Măcar că cerurile cerurilor nu pot să te cuprindă. Măcar că puterea ta nu poate fi măsurată. În același timp, te apleci cu atâta dragoste, cu atâta bunătate asupra noastră. Tu dorești să proslăvești numele tău pe pământ, să faci lucrarea ta împreună cu noi și vrei să ne numești împreună lucrători cu tine. Tu vrei să ne dai putere și autoritate. Tu găsești plăcere în a asculta rugăciunile noastre și a le împlini. Tatăl nostru, dă-ne putere să umblăm pe pământ într-o deplină încredere în Dumnezeu. Și fă ca acest lucru să fie văzut și cunoscut din și în viața noastră. Fă ca Duhul care era în Domnul Hristos să fie și în noi. Să fie de ajuns să ne ridicăm privirile spre tine, Tatăl nostru, și să știm că totdeauna în dragostea ta ne vei asculta. Așa după cum și noi dorim ca totdeauna să te ascultăm pe tine leagă-te, rugăm, voința noastră cu voința ta. Și fă, Doamne, ca îndemnurile, impulsile inimii noastre să fie de acord, totdeauna în perfect acord cu voința ta. Prin Domnul Isus. Amin.